Sfânta zi de vineri. Ziua de vineri pentru noi este motiv de... Hai, pubere, lasă sandwich-ul ăla. Doamne, doamne, că te-am prins nepregătit. Stai că, na, mai din echipă mai sunt și carantinați. Suntem în direct, da? Rămâi că... Auzi? Auzim, domne, da, auzim. Ca un bătrânel. Distreți, atenție, au venit profesorii. Trăzniți în zi de vinere astăzi doar Andreea, pentru că Spooky și-a dat obștescul. Nu! Examen! Examen în zi de astăzi. Hai, Bobby, hai și tu. Mistrețe, hai că ești la mine în direct. Hai, Ramona, inimă. Toți punem mâna la inimă. Toți punem mâna la inimă. Nu-i bine să pun mâna la inimă. Și spunem... Știință! What? Avem pe cineva aici pe speaker. Gata, a fost. L-a luat știința pe dinainte. Bun. Astăzi continuăm nebunia magneților începută săptămâna trecută. Ce am demonstrat săptămâna trecută? Că am memoria foarte scurtă și mă simt și nu tocmai bine. Puterile magnetice. Și povesteam noi săptămâna trecută despre forța electromagnetică. Despre, da, electromagnetică și magnetică. Și povesteam săptămâna trecută că o să aflăm cum se formează aurora boreală și care este legătura dintre aurora boreală și magnetism. Așa. Dar pentru asta, înainte să ajungem acolo, trebuie să facem câteva mici demonstrații despre legăturile magnetice și cu ocazia aceasta mulțumim supermagnet.ro și Hobor că ne-au pus la dispoziție acești magneți și hai să vedem interacțiunile cu ele. Da, pe când eram pe piață puteam să fac eu asta cu supermagnet. Ia să vedem. Aoleu, Răzvan. Deci, Răzvan, te rog să ții acest băț. Ai un băț? Am un băț. Nu strălucim, nu, mă simt ca... Ca scutul de la deveselu. Acest experiment se face de obicei în laborator la școală, dar cum la noi la școală nu prea se fac experimente în laboratoare, ci se învață cu totul alte materii. Și mecanic, exact. O să-l facem noi aici în platou. Așa, ce vrei să demonstrăm? Uite, tu iei un magnet. Așa. Andreea, ce vrei interacțiuni să magnetice. Interacțiuni știm magnetice. Știm cu toții că magneții au doi poli, nord și sud. Da. Și în funcție de cum sunt poziționați, ei se atrag sau... Sau din contră. Uite, așa se resping. Se resping. Aolo. Și dacă îl pui invers, se prindea? Uite, ai și tu unul rotund. Angard! Ai tu unul rotund, ia să-l vedem. Am unul rotund, dar roșu pe albastru. Deci îți pun roșu pe albastru și s-a dus, s-a lipit. Exact. Da. Și dacă spun cu albastru pe albastru, se duce. De unde și povestea din dragoste? Că polii opuși se atrag. Okay. Dar nu prea. Păi uite că nu prea. Bun. E povestea, dar vezi că nu prea, uite, și ăștia doi la fel. Păi băi, polii opuși, că ăștia dacă sunt de același pol se resping. Păi da. Deci nu se atrag. Și aia dacă sunt... Păi nu se atrag, nu vezi că se țin departe? Pentru că trebuie să fie opuși, adică telea trebuie să vină verde, ăsta roșu, la albastru. Și eu trebuie să fiu roșie și tu albastru, sau mă rog, bărbatul albastru, ca să fie împreună, nu? Să știi că în cazul oamenilor nu se aplică magnetismul ăsta, asta e doar în cazul magneților. Uite. Roșu pe albastru, albastru pe albastru nu merge. Dar haideți să vă arăt. Există magneți mult mai puternici decât aceștia școlari. Ia o înghețată. Și uitați ce probleme îmi fac mie un astfel de magnet. Eu te-am văzut înainte de a intra în direct, făceai chestia asta. Uite, o să asta, te las pe tine. Și partenerul tău de laborator propriu și personal, laborator de acasă, era așa descumpănit. Se uita la tine și zicea, oleu, săraca, ce vrei să faci? Vrei să încerci tu? Ce să fac? Să scot diluțele astea? Da, ia, încearcă să le scoți în primul rând. Nu e atât de ușor. Asta e problema cu magneții ăștia când se atrag odată ce se atrag. S-a lipit, s-a terminat. S-a terminat. Și hai nu să mai vedem. Scap de el. Fiți atenți un pic să vedeți. Ia. Măcar unul? De, dacă poți, dar vezi să nu ai probleme cu unghiile. Așa. Uite una. Bravo! Deci. De ce mă ne-am urtă de ce? Da, uite, de la pilitura asta. Mamă, cât de tare. Așa, unde... Magnetice să... Asta este câmpul magnetic. Asta e câmpul? Exact. Și o să observăm cum funcționează câmpul magnetic. Vreau să pun rapiță pe el. Uite, ia poți să ții asta, te rog. Să ai mare grijă să nu te atingi de magneți. Că... Asta e canapa, rapița. Bun, haideți să observăm câmpul magnetic cu pilitura de fier. Este iar un experiment clasic care ar trebui făcut în laboratoare. Ce place! Cât de tare! Dar de unde ai mai luat pilitura de fier? Păi pilitura de fier se găsește, absolut. Ai pilit ceva, nu așa? Așa. Frumoasă e. Iar acest câmp magnetic se poate vedea și cu
aceste monede. Sunteți pregătiți? Da. Băi. Observăm, da? Mamă, cum a crescut ca Dogecoin-ul. Ei bine, câmpul magnetic din jurul Pământului se numește magnetosferă și el ne ferește de vânturile solare care ar putea să atace Pământul. În momentul în care sunt vânturi solare și magnetosfera funcționează, putem să observăm aurora. Aurora boreală, exact. Undeva la nord, bineînțeles. Ia da? Să vedem, poți să miști cu puterea gândului acest magnet? Magicianul Robert Tudor. Exact. Băi, Japonia. Aoleu, l-ai mișcat de salipite, dă-i-și, ne răzvan. Mamă, magnetoc sau cum era ăla? Ai un magnet în tine. De ăla, mă, de avea puterea asta. Am vrut, de fapt, să demonstrez. Magneta este un magnet. Fiarelu! Mamă, dacă avea așa. Okay. Acum înțeleg eu, știu oamenii care au putere, își lipesc că iau mult, mult magnet în ei. Da, da, ci că s-a, ci că s-a întrebat domnul Putin, avioanele de fer? Da. Să știți că magia are întotdeauna explicații științifice. Și acum o să vă las pe voi să vedeți o interacțiune extraordinară între doi magneți. Voi o să porniți acest aparat. Ramona, te rog să pui tu apă aici, în acest... Multă? Pe toată? Toată, în acest recipient. Da, ce utilaj avem aici? Este un aparat care funcționează în laboratoarele de chimie, amestecă foarte bine substanțele, adică este un amestecător mult mai rapid decât am putea noi să amestecăm. Am înțeles. Practic. Și este folosit în baza a doi magneți. Un magnet se află în interiorul lui, da? Și un magnet l-am pus noi acum. Răzvan, te rog să-i dai drumul. Funcționează nu, ca Răzvan, nu punem mâna. Apas pe el, bun. Și tu, Ramona, o să te rog să învârți de acest buton, să vedem ce până se întâmplă. Până la cât vreau? La maxim, dar ușor, ușor, până la maxim. Dă-i. Wow. Hai, maxim, până la maxim. Mam! Gata, să... Wow! O tornadă magnetică! Băi, cât de tare! Deci asta se întâmplă, e un magnet, de fapt... Sunt doi magneți. În interior și unul... Exact. Am făcut, practic, un blender, am demonstrat vortexul. Interacțiunea dintre cei doi magneți, pentru că se învârt, da, evident, atunci când învârtim ceva, se creează și vortex, dar au o interacțiune foarte puternică acolo. Se întâmplă în natură chestia asta undeva? Nu știu să răspund la această întrebare, nu cred că în natură se creează vortex din cauza magnetismului, dar poate Toto, mă înșel. Asta fac eu când merg prin cluburi și prin restaurante prin București. Ce, tornadă? Îți dai seama. Du-te de aici. Aleo. Ce vremuri erau alea, Ramona, vezi de treabă, că exact. Acum la 9:30 te ia somnul. Mulțumim tare mult, Andreea, mulțumim profesorilor trăzniți, Spooky ești în inima noastră. Apropo de inimă, să ducem cu toții mâna la inimă și să salutăm cam fiecare zi de vineri finalul unui experiment absolut senzațional și astăzi. 3, 2, 1... Știință! Foarte bine, Bobby, foarte bine. Te mai luăm. Mulțumim tare mult!